Adidas Samba. Samba. Wow. Salutare și bine ați venit la emisiunea dumneavoastră preferată, unde glumele chiar contează. Ați văzut, nebunilor, că postăm câte două pe săptămână? Nu vă faceți griji, e doar o perioadă scurtă, mai avem și alte idei. Cert e că în timp ce eu filmez asta, nici măcar nu s-a postat episodul cu Air Force One Moto. Joacă-o pe asta. O fi mers, n-o fi mers? N-a mers. Aia e, haide să citim comentariul săptămânii care vine de la omul meu, Flow Rin, care probabil e rudă cu Flow Red. Urât sunt să moară familia mea. Și un emoji care râde. Sper că de Adidas zici, nu de mine și de Ramses sau ceva, nu? Stai liniștit, frate, nu de noi zice, nu de noi zice. Bă, sper că n-ai zis de noi. Mă rog, m-a-i lui, hai cu intru. Acum că ne-am adunat aici, țin să vă anunț că astăzi vorbim despre Adidas Samba. O pereche pe care nu o dețin, dar mi-am dat seama că prea v-am spart capul cu Jordan. Aia îmi plac mie. Cât să fă. Dar suntem aici să mulțumim pe toată lumea. Perechea noastră a apărut în 1949. Nici n-are rost să calculați acum. Pentru ce a fost făcută perechea, mă întrebați? Este foarte simplu, pentru jucătorii de fotbal care aveau nevoie de încălțăminte pentru teren ușor înghețat sau un pic accidentat. Dacă nu aveți de gând să oferiți încredere acestei perechi, trebuie să vă anunț că este a doua cel mai bine vândută după linia de Stan Smith. Sau cum zice un prieten bun, Stan Smith. Aproximativ peste 35 de milioane de perechi au fost vândute. Mult bătat. Modelul inițial a arătat așa. Adică avea limba asta imensă care, zic eu, ajută la fotbal. Și dacă nu ajută la fotbal, arată de fotbal. Ăsta cu negru și cu dungile astea albe este cel mai cunoscut. Și cumva apare continuarea modelului clasic. Adică la primul Adidas. Pentru că timpul a trecut cum a trecut, Adidasul nostru de pe această tabletă care este de vânzare a devenit fashion icon. Însă până să trecem la acea parte, trebuie să știți că Adidas și noștri au făcut istorie în finala Cupei Mondiale din 1954, când Germania a bătut-o pe... În moment de liniște, pe foarte mulți o să-i gâdile la orgoliu... Ungaria. Am citit un articol mai vechiuț în care scria că acești Adidas au fost lansați alături de o pereche de pantaloni de training, n-am găsit nicio poză, dar realist vorbind, cât puteau să ajute niște pantaloni de training. Lăsând la o parte faptul că sunt făcuți pentru sport și noi îi purtăm în casă. Inițial erau făcuți din piele de cangur, dar pentru că probabil unii oameni nu au fost de acord și pentru că n-a niște motive de PR, s-a ajuns la piele de vacă sau chiar piele artificială. Bine, pe site scrie că este o pereche vegană, dar cred că artificială este traducerea ok. Că doar nu bagă carne Adidasul ăla, nu? Adică n-ar cum să fie vegan. Nu? Bine, acum lăsând Caterinca la o parte, aparent perechea de Adidas Samba vegană se referă la faptul că este făcută din piele artificială, iar substanțele folosite la lipire și chiar și vopselurile nu au implicat testarea pe animale. Bravo! Și pentru că v-am avertizat că o să intrăm în fashion, haide să intrăm. Realist vorbind, perechea noastră nu mai poate ține pasul cu tehnologia Adidasilor de fotbal pentru că au apărut chestii de vreo 38.000 de ori mult mai mișto. În momentul de față mai sunt folosiți la fotbalul de interior. Adică ăla care se joacă în sală și, atenție, la fotbalul de stradă scria undeva. Știm cu toții că atunci când jucăm fotbal de stradă, adică fotbalul ăla din fața blocului, o ardem cu Adidas Samba, cu treninguri de firmă, ne dăm peste cap după ce dăm gol, scheme. Nici de cum tenis de ăla de picior cu, într-adevăr, cu treninguri la care ridice așa doar un crac ca să se vadă dragonul de pe gambă, poartă făcută din două peturi de bere și o piatră. Exact ca în FIFA suntem noi în România. Ei, tu! Cine, eu? Da, tu! Vrei să-ți cumpere Adidas, dar îți lipsesc niște bani? Da. Ai auzit de emisiunea Kicks and Digs? Cine? Exact! Avem soluția pentru tine! Intră pe Sneaker Industry, adaugă o pereche oarecare în coș și adaugă voucherul KD... 10! Wow! Adidas și care erau 8 milioane, acum sunt 2 milioane!
Mulțumesc, Kiss the Dix, oricând, prietene, și nu uita, dacă nu știi exact cât înseamnă 10%, site-ul îți calculează automat. Și cumva au devenit așa Adidas bun la toate, românești m-aș arunca eu să zic, pentru că sunt ok de luat la fotbal, ok de purtat pe stradă, ok de mers la evenimente în ei, pentru că ne-au arătat vedetele din America. Na. Prețul lor este cel puțin decent, perechea de OG costând $70. Același preț îl avem și pentru perechea de Classic, iar cea vegană este $80. Dar vă dați seama că și pentru ei este un efort în plus să-i fac, așa că dacă dați și voi $10 în plus, cumva susțineți cauza. Nici nu o să mai menționez faptul că la perechea vegană avem sigla asta care cumva arată oamenilor că, hei, eu sunt un om bun. Diferențe între perechea de OG și cea clasică. Două puncte. Limba. Și dacă e să mă întrebați pe mine, este mult mai ok perechea de OG, adică nu mai avem 14 ani să stăm cu ea scoasă afară. De limbă, zic. La perechea de OG avem cutia asta albastră, adică aia naturală, adevărată de țară, iar la cea de Classic o avem pe astea neagră. Apropo, ăștia clasici sunt încadrați la categoria soccer pe site-ul celor de la Adidas, de să vă ferească Dumnezeu să umblați pe stradă în ei fără o minge la subbraț, că e... Cu declarație mai mergi. Fără declarație mai mergi. Ce? Ăștia clasici vin doar în două culori, adică alb și negru. Facem gluma asta, băi, cât s-o pute. În schimb, pe ăștia de stradă îi găsiți în mai multe variante. Diferă un pic și materialele și culorile, dar nimănui nu-i pasă. Exact, iar ca și comoditate, ăștia clasici știi că sunt peste. Acum a luat și voi cum credeți. Atâtica și cu episodul de astăzi, aș putea spune că am ajuns la deznodământ. Credeți că am uitat, hă? Da, e. Deznodământ. Felul cum ia sfârșit, virgulă, cum se rezolvă o situație, virgulă, o încurcătură, virgulă, un conflict, etc. Partea finală a unei compoziții epice sau dramatice care aduce soluția intrigii. E dramatică emisiunea asta dacă stai să te gândești un pic așa la situație per total. Nu uitați că ne revedem în fiecare luni, miercuri și vineri pe YouTube, haosat.ro dacă vreți să vă placă femeile, chiar dacă ești femeie și pui un tricou de la pe tine, tot o să te placă femeile. Și cum zice și omul meu Vlad Fleraru, sănătate, Doamne ajută, XOXO. XOXO zic eu, nu zice el, dar am făcut așa ca un mix. Și acum mă duc să mănânc ciorbă. Am ciorbă. Și când te gândești când ești mic, nu-ți place ciorba și după aia... Tu aș mai sta așa să mai vorbim și lucruri la om, dar poate facem live-uri pe YouTube în care doar stăm și vorbim. Spre deosebire de emisiunea asta unde vorbim, mă rog.